În vama de la Giurgiu și în apropierea zonelor speciale de încasare a taxei de pod, acolo a hotărât filiala de Cruce Roșie din localitate să amplaseze cutii pentru strângerea de fonduri destinate acțiunilor specifice întreprinse de filială. Acest lucru s-a făcut după obținerea aprobărilor necesare, spune directorul Marian Măcelaru. În urmă cu un an de zile am solicitat CNADR-ului București montarea unor cutii privind colectă de fonduri, fonduri care le folosim în programele de pregătire pentru dezastru și cazarmament și programul social. Am primit aprobare pentru montarea a 3 cutii în punctul de vamă, pe punctul de ieșire din România. Aceste cutii ale Crucii Roșii fiind branduite și cu totodată scris adresă, număr de telefon, persoanele de contact. Inițiativa celor de la Crucea Roșie Giurgiu, una care se spera a aduce un plus de eficiență în acțiunile întreprinse, s-a lovit de atitudinea unor persoane care văd probabil cu ochi nu tocmai buni demersul mai marilor filialei. În loc să se recurgă la gesturi firești de caritate, cutiile sunt sparte sau folosite ca scrumiere, fiind des înlocuite. Gesturile de reavoință, a lăsat de înțeles Marian Măcelaru, au ca scop descurajarea directorului de la Giurgiu al Crucii Roșii, care și-a pus problema retragerii cutiilor generale de nemulțumiri din locurile de amplasare. Fiecare persoană este liberă să dea către cine vrea o sumă de bani, mai ales că noi avem clar, arătăm sumele la ce le folosim. Crucea Roșie, cred că în anul ăsta facem 140 de ani de existență neîntreruptă și cred că am dat dovadă prin ceea ce am făcut de profesionalism și nu numai.